Scumpi frați și surori, iubiți ascultători, mă bucur din nou să fiu la lumina speranței și de oportunitatea de a mă împărtăși cu cuvântul Domnului. În această zi am un cuvânt și doresc să vorbesc, să accentuez un mare adevăr, un scump adevăr, că Dumnezeu a înzestrat pe om cu suflet nemuritor și prețul sufletului omenesc este nespus de mare, foarte mare. Îmi pare că noi trăim așa o epocă, un timp, când trebuie să vorbim la oameni, suntem datori să vorbim la oameni acest adevăr, că Dumnezeu ți-a dat un suflet foarte scump, nu se poate deprețuit. Și acest gând, sau titlul cuvântului meu, vreau să-l mărginesc pe baza la două texte din Scriptură. Primul text, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, Matei 16, cu 23. Aici Domnul nostru Iisus Hristos spune așa: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Observați, iubiți ascultători, ce mare preț are sufletul tău! Ce mare preț are sufletul omenesc! Domnul Iisus Hristos spune: chiar toată lumea dacă ai câștiga-o, ceea ce este imposibil, dar chiar dacă ai câștiga toți banii lumii și toată slava lumii, dar dacă îți pierzi sufletul, ai pierdut totul. Nimic nu se poate compara cu sufletul tău. Cât este el de scump? Tot aurul și argintul lumii nu valorează cât valorează sufletul tău. Al doilea text, Psalmul 49, versetul 8. Aici cuvântul Domnului ne spune astfel: răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu este niciun mijloc de răscumpărarea sufletului. Nu este niciun preț care pot să-l plătească oamenii. Nu este nicio sumă de bani în argint, în aur, niciun fel de jertfe, nimic nu poate răscumpăra acest suflet scump. Eu foarte tare mă bucur că Dumnezeu ne-a iubit nespus de mult și ca să poată câștiga aceste suflete nemuritoare de mare preț înaintea Domnului, s-a adus cea mai sfântă jertfă, cea mai glorioasă jertfă, și anume jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Preasfântul și preascumpul lui sânge este singurul mijloc care poate răscumpăra sufletul omenesc. Iată, pentru un lucru de preț s-a dat un mare preț, anume jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Că sufletul omului, că sufletul tău, drag prieten, este foarte prețios, este foarte scump, putem să observăm în exemplu Domnului Iisus, în lucrarea Sfinților Apostoli și chiar a evangheliștilor moderni. Haideți să ne uităm la câteva texte din Scriptură. Misiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? Pentru ce s-a întrupat El prin Fecioara Mărie și a pășit pe acest pământ de suferință și de lacrimi și de durere? Pentru ce? Luca capitolul 19, versetul 10, Domnul Iisus Hristos spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Al doilea text, Luca 15, de la versetul 1 la versetul 7, aici istorisirea, pilda cu oaia rătăcită. Bunul păstor caută oița pierdută. Și după învierea sa, Domnul nostru Iisus Hristos, la Luca 24, versetele 46 la 47, spune apostolilor: așa este scris și așa trebuia să moară Hristos, să pătimească Hristos și să învieze a treia zi după Scripturi din morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Scopul venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ să salveze sufletele pierdute. Astăzi
Suntem nevoiți să facem așa o concluzie, să concluzionăm că majoritatea oamenilor nu se gândesc la problema sufletului lor. Nu conștientizează faptul că sufletul lor este pierdut. Fără Hristos, suflet pierdut. Și pierdut pe veci, pentru pierzare. Dumnezeu ne-a iubit nemărginit și acest apogeu, culminare a dragostei lui Dumnezeu, se arată clar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. El vine să caute oițele pierdute în prăpăstii, în mărăcini, în spini, în călciți, în dezastrele viciilor, în robia păcatelor, zac sufletele oamenilor. Acest suflet foarte de mare preț, suflet veșnic. Scump prieteni, suntem parte materială și parte spirituală. Partea materială, adică trupul nostru, viața noastră fizică, este temporară pe acest pământ. Fiecare cât primește de la Domnul longevitatea vieții lui, câte zile ne adaugă nouă Dumnezeu, noi nu știm. Doresc tuturor o viață lungă și fericită și binecuvântări de la Domnul. Dar adevărul este sigur că suntem trecători și va fi o zi a trecerii noastre de pe pământ. Va fi o zi care va număra ultima bătaie a inimii noastre. Și după această clipă, clipa morții noastre, sufletul nostru, cel nemuritor, se va prezenta înaintea lui Dumnezeu. Sufletul nostru va păși în eternitate, în veșnicii. Și atunci va conta un singur lucru, cel mai important. Ești cu sufletul salvat? Ești copil al lui Dumnezeu? Sau poate ai un suflet pierdut, în păcate și fără de legi, departe de Dumnezeu? Vreau să-ți spun, să te asigur foarte mult, că Domnul Iisus te-a iubit foarte mult, scump prieten. Și pentru salvarea sufletului tău, iertarea sufletului tău, pentru despovărarea de greul păcat care apasă peste sufletul tău, pentru aceasta a murit Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta a pătimit, a fost foarte, foarte înjosit, ca să-ți salveze sufletul. Astăzi eu pot să mărturisesc că cândva am fost apăsat de păcat, în lanțurile fără de legi, în lanțurile diavolului. Și astăzi mă pot bucura de o mare iertare, de această eliberare care mi-a dat-o Domnul sufletului meu. Slăvesc numele Lui pentru marea Lui jertfă. Această misiune de a salva aceste suflete care sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu, cu care nu se poate compara niciun lucru pământesc sau fizic, au înțeles acest lucru și apostolii și au continuat această misiune Sfinții Apostoli. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 22, aici apostolul Pavel spune: m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei și să-i câștig. De vreo 5 ori în acest text e scris să câștig pe ei, să câștig măcar pe unii. Sfinții apostoli au avut la fel foarte mult de suferit. Majoritatea dintre ei au sfârșit viața prin martiraj pentru numele Domnului. Și unii comentatori din istorie spun așa, că aproape toți apostolii au avut șansa sau oferta ca să evite moartea asta de martir, moarte violentă. Și le se punea doar o condiție. Tu poți să crezi așa în sufletul tău, numai nu spune la nimeni, nu mărturisi despre Hristos, despre credința ta la alți oameni. Eu am tras atenție că vrăjmașul sufletelor omenești, protivnicul, diavolul, este deranjat de faptul că noi credem. După ce întreprinde mai multe încercări și ispite, dând târcoale ca un leop împrejurul nostru și când vede că suntem nezguduiți,
Atunci el este nevoit să cedeze această poziție, să dea mâinile în jos. Că n-ai ce face, crede. Dar diavolul este foarte deranjat când copiii Domnului propovăduiesc, când apostolii spun despre Hristos. De aceea, deseori, diavolul spune, crede în inima ta. Așa spuneau și bolșevicii în țara fost sovietică. Crede așa în sufletul tău, dar nu ai drept să spui la nimeni. Dar sfinții apostoli au zis, noi murim, dar spunem oamenilor despre posibilitatea mântuirii, că poți să-ți salvezi sufletul tău nemuritor, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, care este veșnic chiar. Deci, dragostea față de suflete, față de oameni, i-a mișcat pe oamenii lui Dumnezeu să ajungă până la marginile pământului și să recolteze roduri sfinte pentru Dumnezeu. Să cucerească suflete pentru Dumnezeu. Cartea Proverbilor spune că cel înțelept câștigă suflete, salvează suflete. Rămânem vinovați înaintea lui Dumnezeu dacă suntem pasivi când vedem că ard sufletele și nu dăm o mână de ajutor. Nici în lumea aceasta nu se face. Dacă este un incendiu, un pojar groaznic, toți aleargă să salveze, să salveze vieți. Cum poți să treci indiferent față de sufletele care pierd, față de sufletele care mor? Drag prieten, această emisiune la fel este un cuvânt al lui Dumnezeu către sufletul tău. Este o veste bună pentru tine, că sufletul tău poate fi salvat, că sufletul tău poate fi pus în mâinile sigure al lui Dumnezeu și să fii încrezut de un viitor veșnic și de o fericire veșnică. Acest zel pentru Evanghelie, această dorință mare de a face bine sufletelor, s-a transmis prin cuvântul Domnului și prin predica orală, veac după veac. Noi astăzi putem să spunem cu un triumf în suflet, cu o bucurie, că ne aflăm într-o frățietate misionară, într-o frățietate unde evangelizarea, unde propovăduirea Evangheliei, misiunea de salvare a sufletelor este pe primul loc. Este de mare însemnătate. Este un lucru pe care se pune mare accent și pentru care se jertvesc pe altarul evanghelizării foarte mulți bani. De la anul 91 până în prezent, 7 frați și-au pierdut viața în câmpul de evanghelizare. În diferite condiții, ei și-au dat viața pentru salvarea sufletelor. Eu mă bucur foarte mult că acolo unde acești frați și-au dat viața, acolo sunt biserici, sunt grupuri, acolo sunt oameni care slujesc lui Dumnezeu. În frățietatea noastră, după cum am zis, în prezent sunt peste 400 de familii de misionari. Unii s-au dus în condițiile cele mai insuportabile să slujească căutând suflete pentru Dumnezeu. Unii trăiesc la nordul îndepărtat, în condiții foarte, foarte extremale, foarte, foarte frig și cu alimentație foarte slabă. Dar slujesc lui Dumnezeu. Și acolo se fac mari lucrări. Se vede limpede degetul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu cresc aceste adunări. Alții au plecat în cele mai înfierbântate locuri, țări de sud, și tot se face lucrarea lui Dumnezeu. Și unde n-ar fi copiii lui Dumnezeu, propovăduirea Evangheliei se spune cu putere și multe suflete se pocăiesc. Mă bucur foarte mult de aceasta. Aș vrea să finalizez cuvântul meu cu textul de la Luca, capitolul 10, la versetul 31 la 34,
pilda bunului samaritian. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest text. Cum un om se cobora din Ierusalim spre Ierihon. Pe drum a fost întâmpinat de tâlhari, a fost prădat, jefuit, bătut zdravă, scrie Cornilescu, adică bătut mortal și lăsat însângerat aproape fără suflare. De-abia mai licărea viața în el. În timpul acela a trecut pe acolo doi slujitori de la templu. Primul a trecut un preot, s-a uitat și a trecut pe alături. L-a văzut, s-a uitat și a trecut pe alături. Apoi, peste un timp, trece un levit, un cântăreț, un slujbaș de la templu. Și acela privește, vede, omul în necasc, poate chiar să moară, și nu-i acordă o mână de ajutor, se duce. Peste un timp, pe acolo, vine un samaritean. Apropo, un om care nu face parte din poporul lui Dumnezeu. Totdeauna mă uimesc. Cum așa? Preotul, levitul, așa de nesimțiți au fost. Nu au avut în sufletul lor niciun pic de compasiune. Nu i-a durut văzând pe un om rănit, bătut. Acest samaritean avea o inimă mare. Deseori, acest samaritan este simbolizat cu Domnul nostru Iisus Hristos. Posibil. Acest samaritan aș vrea să fie fiecare creștin, fiecare evanghelist, fiecare copil al lui Dumnezeu care știe prețul sufletului, care știe pericolul veșnic care pândește spre sufletele care nu l-au pe Dumnezeu. Ce-am tras atenție? Am tras atenție acțiunile pline de dragoste a acestui samaritean față de cel nenorocit. Vreau să enumerăm 10 acțiuni întreprinde acest om. L-a văzut, i s-a făcut milă, s-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat peste răni unde lemn și vin, l-a pus pe dopitocul lui, l-a dus la un han, a îngrijit din el, a plătit prețul pentru el și a spus că la întoarcere va mai achita ce mai trebuie. Numărați 10 acțiuni pentru acest biet om și necăjit. Noi să zicem, o inimă iubitoare, o inimă simțitoare, plină de compasiune față de cel nenorocit. Da, așa este. Și aș vrea să spun că numai dacă aceste lucruri ne-ar inunda inima, numai atunci am fi mișcați în căutarea și salvarea acestor suflete care au mare preț înaintea Domnului. Rugăciunea mea este ca în orice loc unde se află poporul Domnului, unde sunt casele noastre de rugăciuni, în orice loc să fie căutate sufletele, să fie ajutați oamenii de a găsi mântuirea, salvarea, ca să-și asigure veșnicie. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te ajute, drag ascultător, să nu fii nepăsător față de sufletul tău. Nu te juca cu destinul tău veșnic, cu soarta ta veșnică. Nu lua în derâdere aceste adevăruri, că poți să-ți pierzi sufletul pe veci. Vreau să te atenționez cu mare stimă și dragoste. Este Hristos care a murit pentru tine, pentru sufletul tău, și este poporul Domnului care e gata să te îmbrățișeze. Aleargă spre Domnul. Amin.